Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Drag. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit într-un nou an. Trebuie să recunosc că anul ăsta, zic măi, am vrut prima ediție să mă îmbrac în costum de pușică. Zic măi, dacă e tot anul lui, zic știu și eu, poate mă împlem așa de rapă, de bani, mulți pe aici, pe acolo. Și m-am îmbrăcat într-o stea, pentru că azi e o zi specială pentru întreaga țară, dragii mei. Cu dureri în suflet, cu mâna pe inimă, vreau să vă spun că astăzi o fi miei. Și un bărbat, cu 9 ani în urmă, s-a gândit să fac un pacat. Și l-a făcut. Iată pacatul în fața dumneavoastră, în aplauzele voastre, azi ziua mie. Eu am să-i cânt, eu am să-i zic la mulți ani, Dora. Dar mulțumesc, Dora. Sănătate, Dora. Mulțumesc, Dora. Așa-i. Și să-i faci? Când ești... Wow! Dar și aplauze, adevăr. Mulțumesc mult, stimate regii. Măcar voi ați rămas în inima mea și în sufletul meu, că în rest s-o dus tăți ca potârnichile și am ieșit să fac. Am să distrup o cupă de spumant A Priori Wine, partenerii mei, și am să o beau singură. Iura, hai vină cu aia. Iura, e ca Iura, măi, Iura e tare bun după za cadru, da, Iura? Și cu mine, vină cu așa. E ca oameni buni, am sărbătoresc numai eu și cu neamul eu, care tot sunt eu. Vă doresc un an nou fericit, un 2019. Câți of, Doamne, dar nu fac amuz cu... La mulți ani, Dora! Mulțumesc, știi! Așa, dragii mei, măcar mă rugasem, zic, cum mă trăi, dacă eu singur în ziua de azi, vin femeie că aici o-mi servi o cupă de spumant, de sănătate și de... Și? Câți ani fac? Cât fac atâți ai mei, iau-te... Eu încă sunt tinerică de felul meu, încă sunt puteri, am vlagă, am vână, am forță și din când în când pot face... dar n-am cine. Iau-te, poftim. Hai la mulți ani la toți cei născuți pe 5 ianuarie, capricornii la puteri. Vă doresc sănătate, bucurie, bani în pungă, punga în... la mine în buzunar. Hai, gata, dar mă... Așa, când ești singur cuc, vorba și e, de bună și sunt, poftim, am rămas numai eu și covoreașul. Dragii mei, în aplauzele dumneavoastră, primile bârfi din 2019, special pentru urechiușurile voastre, pentru ochișorii voștri, pentru creierașul. Ia vieți? Asta e bine. Și eu am, dar nu umblă la dânșă. Da, lasă, din când în când mai parcă, cum o cheamă pe asta, cântăreați cu ochelari? Olga Ciolaco. Dacă mă vedeți, vă salut și vă iubesc. Bârfa zilei din 2019. Raisa Buhnă vă prezintă bârfa zilei. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit cu bârfe. Iată care sunt titlurile acestei ediții. Adriana Ochișanu a căzut cu liftul în gol. S-a întâmplat într-un centru comercial din capitală. Ricky Martin și soțul său au devenit din nou părinți. Una dintre cele mai sexy dive de la Hollywood s-a căsătorit, iar Dan Bălan e jurat. Unde? Detalii după generic. Adriana Ochișanu s-a pornit la mol, dar a ajuns în gol. Cântăreața a urcat cu ascensorul câteva etaje, după care liftul a cedat și a căzut brusc. Interpreta a tras o spierietură de zile mari și s-a ales cu mai multe traume psihice decât fizice. Ricky Martin a anunțat nașterea celui de-al treilea copil al său, o fetiță pe nume Lucia Martin. O se vedeta este deja tatăl a doi băieți gemeni, iar recent a postat pe contul său de Instagram o fotografie împreună cu soțul său Ivan Joseph și noul membru al familiei. Miley Cyrus a surprins pe toată lumea. Starul s-a măritat cu actorul Liam Hemsworth. Ceremonia organizată la casa lor din Tennessee a fost una intimă și doar cei apropiați au participat. Rochia a fost făcută la comandă și a costat $8,600.
Artistul basarabean Dan Bălan va fi jurat la Vocea Ucrainei. Informația apare într-un spot publicitar. Dan încă nu a oferit o declarație oficială despre rolul său în acest show, dar cert este că de la începutul lunii ianuarie îl vom vedea pe artist în postură de antrenor. Asta a fost bârfa zilei, rămâneți în continuare cu Dora Show. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție, ne dăm întâlnire săptămâna viitoare cu noi știri. O seară buhnită să aveți! Dar ce înseamnă Iura Cierbu este? Sunt frumos. Ansamblul la Cierba, muș. Vă rog, ați filmat momentul ăsta, să-l dați. Când e rușine, dar las că-l montăm noi. La montaj, Iura, las că-i bună așa, Iurăcica. Și cu Cierbu este, ai Gil? Să-l pun la brad, l-aș pune la steluță. Și gata, o văd bârfa, v-a plăcut? 3, 2, 1, Cerbu-i pe fotoliu, Dora e aici să încheie rochia, că nu se vadă cerbusorul. Așa e, tăți e frumos, nu câteodată e foarte comod, dragii mei. Și Codreanu, alo, cum ai Crăciunul dinainte, să faci? Dacă, Doamne firește, nu știi ceasul și ala bun când vine. Dar lasă, ghinic, l-ați sărbătorit, vorba și e mai bine mai devreme decât deloc, așa. Dacă poftim, dar grăiești de rău. Dumnezeu te pedepsește, mi-e stărâm în casa. Iura, pune asta în p***. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Iura, eu ți-am spus că nu mănânc oameni, Iura. Adică în pauză poți să vii să-mi dai să-ți pun mâna pe cerb. Dar când se începe emisiunea, gata, fugim. Ne ascundem ca țistare cu ăsta, cum îl cheamă? Animăluțul ăsta, care e fără ochi, cocomâr la asta. Dragii mei, astea au fost primele. La mine, atent, că eu dacă sunt tineric, ușor mi se desfă. Ah, ia uite, cerbul mi-ascunde cerboaica. Astea au fost primele 4 bârfi din 2019. Și vreau să vă zic că la bârfa zilei, zic, măi, hai că avem noi vedete frumoase, cochete, ia uite, măi, parcă s-o capră. Dar zic, dar ce nu trecem noi și pistii țări și măși și să mai vedem și fac vedetele internaționale, interfaciale și intergalactice. Of, m-am încălzit. Iura, cerbul tău umblă la străluciul meu. Îmi place așa, îi place bunișorul. Dragii mei, haideți, dacă am văzut primele bârfi, deși să nu vedem și primul eveniment 2019, marca Dura, care Dora Show, mă scuzați, am servit un pic de spumant și o leacă m-am căldărit. Primul eveniment monden, marca Dora Show, în aplauzele lui Sângură și alumele. Nu pot ieși din chefuri. Revelionul și Crăciunul pe rit nou au rămas în urmă. Mondenii însă pot sta la un pahar de vorbă cu și fără motiv. De data asta i-am prins sărbătorind Crăciunul într-un karaoke de fițe. Astăzi toți colegii de vraslă să sărbătorim Crăciunul pe vechi. Domnul Vlad Codreanu a fost de fapt ideea lui să ne adunăm cu toți împreună și sărbătorim destul de bine. Într-adevăr am pășit cu toții într-un an nou și de ce nu să sărbătorim cu colegii împreună, pentru că totuși avem posibilitatea să ne întâlnim doar la evenimente. Vlad Codreanu și-a invitat colegii de vraslă la o mică petrecere. Au muncit tot anul, iar acum își pot permite să se relaxeze așa cum le poftește inima. Revelionul am lucrat ca de fiecare dată și uite că astăzi, având și eu o seară liberă cu careva colegi, că trebuie să mai vină încă mai mulți alți colegi de breaslă să sărbătorim și noi astăzi Crăciunul și în copilărie sărbătoresc pe 7. Deci pentru mine data de 25, nu știu, așa o simplă zi. Filipovici e artista care iese din casă la 4 oace. E o soție exemplară și o mamă de nota 10. A recunoscut că rar își permite astfel de șezători, pentru că bărbații pe care îi are acasă o împart în 10. Toată lumea știe că am 3 brazi acasă, 3 flăcăi și atunci au nevoie de mine chiar și azi seara. A spus, mami, dar poate nu te duci, dar poate nu știu ce, dar
I-am convins că am nevoie și eu de un respiro. M-am pregătit special pentru aceasta, dar mă străduiesc fiecare dată să îmi fac o fură, să fiu frumoasă, să-mi placă de mine. Pentru Samir Loghin, 2018 a fost anul schimbărilor. S-a mutat cu traiul în altă țară și e hotărât să cucerească lumea mondenă de acolo. Totuși, face naveta destul de des, pentru că a rămas în Moldova un scop pe care încă nu l-a atins. Acum am schimbat locul de trai, trăiesc în altă țară și lucrez și aici și acolo. Am făcut o piesă nouă pentru Eurovision, anul acesta particip. Și am foarte mai multe planuri. Acum termin încă vreo câteva piese noi, în curând le lansez. Cerbul este fotoliu, eu atent să nu-i zvadă și mie. Așa, domnul Codreanu, foarte frumos eveniment, chiar mi-a plăcut, dar cam prea de vreme sărbătorim Crăciunul pe stil vechi, sau și tenc n-ai să ajungi, sau și. Ei, dar vorba și e ceasul, nu știi când vine, când bate cucu și cucu moare. Așa că haideți să vedem cele mai frumoase ținute, că sunt eu în miroasă aici prin căsuță, în miroasă a colivă din asta gustoasă, dar nu înainte de a vedea. Opa, așa, prima interpretă, cine, cum o cheamă, de-a cui, din Sătucu a venit, Irina Macari, așa, Irinuța, bună seara și la mulți ani. Măi, nu știu dacă această ținută este o ținută pentru Crăciun, ce nu-mi place mie este cizmele respective, nu se asortează cu rochiță din asta care e așa vaporoasă, ori ea trebuie să fie mulată, așa ușor pe corp. Rochița este ok, dar nu este pentru evenimentul respectiv. Vă rog, tăieți tufariu de la ochi, vă rog, tăieți livada, pădurea. Fetelor, eu înțeleg că e la modă să vă puneți genii, dar nu puneți chiar de astea de 15 metri. Se vede cum ai chică ochii în gură. Draga mea, pentru asta mă scuzi, te rog, dar chiar așa? Dacă imaginați-vă, eu să am niște păduri de asta, livada de la Scorțeni. Așa, în rest... Așa, ai călcat cu stângul, draga mea, în 2019 și la capitolul ținută și vestimentații, uite la mine, vezi? Milo by Olga, o ținută superbă, strălucitoare, ca mine, ca o floare. Mergem mai departe la următoarea vedetă, care anul ăsta sper că o călcat cu dreptul. Dar cum stă el așa, vlăduț, dar și vrei la budă și... E mâncat un purceluș și o ieșit. Așa, hai să vedem. Măi, și e și mă bucură foarte mult că Vlad Codreanu anul ăsta a renunțat la cele lui cămașe frumoase, cu flori, cu ghiocei, cu... Și-a trecut la bulini și să este steluță, steluță și bulini. El e un fel de bulinostar. Am înțeles? Faza și ei mai tare, știți care-i? Domnul Codreanu i s-a stricat linzele, că poartă ochelari, că el de obicei poartă numai linzi alebastre. Așa, îmbrăcat, nu știu cum să, nu vreau și ură, dar nu pot. Măi, tu-ți te rog eu la bâlboaca, șadă vaca de la șireadă, că este bine. Următorul, vă rog. Așa, doamna Marina Filipovici. Dumnezeule, uitați-vă și în șic. Apropo, dragi însurăței din 2019, știu că este o mare problemă de a găsi nașii. Vreau să vă zic că nașa este prezentă, are și ținută, are și coafură, dar bretonul, se mai spune în popor, ciolcă. Nu ciolcă, dar breton, este superb, fir cu fir, lins cu jelă, tare frumos. De câte ori vă zic, nu puniți piste hăinuțe, țăpculiții de auraș, brățăruță și toate este anul. Se privesc foarte ieftin, machiajul este exorbitant de frumos, n-am cuvinte, așa, tocmai de-aia îmi lușla astea străini. Măi, nașa me, fudulă mare, mulțumesc, mergem mai departe, pantofii-s frumoși, e ca la pantofii zic bravo, mergem mai departe. Samir Loghin, așa, și l-am gata, eu cred cu părul natural, așa că era blond într-un zi. Mai, Samir, om, și-a scos limba. Și Samir, îți place să lucrezi, așa, și mie îmi place. Costumul îmi place foarte mult, îmi place că nu ai pus o cămașă albă, dar ai pus un accent de culoare închisă.
Papușii las de dorit, dar nu-i cum trebuie bun cum este, coafiura este bună. Ia ca în sfârșit o ținută care merită ceva bun, dar... Opa, astea băieți că sunt amană să-mi emisie acum chiar. Doamnelor și domnilor, ne-au venit și musafirii, dar nu-i prezint până nu gustăm împreună cea mai gustoasă colivă 2019. Merge la, ia ghiciți voi cine, Trei băieți, trei voinicei, mama caută de ei. Marina Filipovici e artista care a luptat mult ca să ajungă în showbiz. Nu schimbă muzica populară pe nimic, dar nici la capitolul vestimentație și coafură nu îndrăznește să facă reforme. Ăsta e motivul care a făcut-o pe Dora să-i pună în cutie un tort sau o colivă. Doamna Dora de obicei le livrează artiștilor câte un tort pentru cea mai inspirată ținută și câte o colivă pentru cea mai neinspirată. Cum crezi ce este aici? Sincer să fiu, m-aș mira dacă ar fi torta, fiindcă de când tot am născut tot așa și tot... Dar să știți că sunt la regim și dacă o să fie aici o colivă, n-o să mă supăr tare. Cu ce am greșit, Dora, cu ce am greșit? Dar să știi că eu sunt o fire foarte, foarte optimistă și merg cu un designer la magazin și oricum câștig o tortă. Dar, de fapt, doamna Dora ți-a dat acest premiu nu pentru greutatea pe care o ai sau pentru alte lucruri, pentru coafura. Ai de capul meu! Care în spusele ei nu te reprezintă absolut deloc. Deci este o coafură în stilul anilor 90, nu, de modată. Chiar retro, eu recunosc. Dar nu știu de ce îmi pare mie că eu trebuia să mă nasc puțin mai înainte, că îmi place foarte mult această coafură. Dar să știi că la anul viitor, deci în 2019, îmi schimb look-ul. După cum știți, cânt muzică populară și atunci această cofură chiar mă reprezintă în costum, firește, nu la chefuri. Dar eu mai trișez și mai fac această cofură când îmi trebuie repede, operativ și la evenimente private. Cum crezi, doamna Dora a fost obiectivă când ți-a dat această colivă? Ei, aș mai spune că se uite și ea la cofura ei, că nu mai este chiar în trend. Este și ea, prin anii 80 s-a oprit. De aia, dacă ceva, doamna Dora, mergeam ambele la coafor, da. Ce mesaj ai pentru doamna Dora? Îi mulțumesc din suflet pentru că m-a trezit un pic și multă, multă sănătate, emisiuni frumoase, mulți telespectatori și fani care să-i aveți pe parcursul la mulți, mulți ani. Și mărie și mărioară, gustă coliva în astă sară. Eu dacă aș primi colivă pentru interpretare, aș primi-o în fiecare zi. Mărioara, nu trebuie, super știi vorba aceea. E la început de an, să-ți meargă bine, ai călcat și tu cu dreptul. Mâncare sănătoasă, gustoasă. Dar te rog, fă ceva, dacă aveți fetelor breton, nu-l dați cu gel, pentru că nu se potrivește. Uitați-vă la mine, poftim. Vreau încă o dată, dacă îmi permiteți, dragă producătoare, vreau să-i mulțumesc Milo by Olga pentru această ținută superbă. Pat-o capră, hața, ța, căbriță, ța, la Dorica, oi îmbla. Dar și sâmblu eu, poate am vla invitatul. O, gata, bun, am înțeles, dragii mei, un an frumos, dar nu uitați, suntem live și pe Facebook, pe pagina Dora Show. Distribuim, ca să ne vadă și prietenii, și dușmanii, și salutări la cei din America, Germania, Franța, Polonia, România, Roșia. Și nu uitați, privit Jurnal TV, prima sursă adevărată, așa? Și acum, momentul cel mai frumos, eu am să-l prezint așa cum îmi place mie și, doamnelor și domnilor, în aplauze dumneavoastră, publicitate! Și dați mai tare, că surdă-ți, bătrână! Se prinde ritmul! Hop! Ha! O lepțică și mi-a pârlit, ia să ne-a zis cea blana! Get up! Eu speciala mea mă încălzesc pentru că, dragii mei, în acea... Atent, am probleme. Dragii mei, special am dispoziții pentru că în această prima ediție din 2019... Nu
New York? Parcă stai asta, Constantin Cheianu, nu faci și la jalebă, dar nu știu. În această ediție frumoasă, prima ediție, Brass Band la Dora Show! Și... Dați mai zic, bună seară, băieți! Bună seară! Scuzați-mă, vă rog! Este ușor neglijie! Cum am văzut bărbații frumos, cum rochea sunt făcut! Nu filmați aici și vă rog! Bună seara! Dorica, îmi spun, ia uși frumos! Dar nu cădeți așa, hai frumos! Ne-a așezat unul ca unul, mai fac să... Parcă-s făcut de o mamă, nu știu nici mama, dar mă ating în seara asta și eu. Hai așa, uniți-vă frumușe! Ui, 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 ui! Vă rog să mă scuzați că trebuie să-i repar greșeala naturii. Bătăm crezare, da. Ui! Bună seara în 2019 și mai fac și Brass Band. Anatol Kazak. O, îmi plac kazacii. Ui! Astăzi, ia uita, astăzi, special, știți, eu de obicei se mai întâmplă când vine un band mare, uit numele invitatului, dar e special. Ui, s-a zis asta peleacă! Anatol Kazak! Dar și mai des sunteți Anatol Kazak sau care... În afară de mine. Dar tu cine ești? Eu sunt solistul, de-aia toți băieți. Și nu cumva ești tu Anatol Kazak? Nu. Dar și cine e Anatol Kazak? Arătați-mă, vă rog, mână. Mâna sus. Este fiul. Nu, este... Fiul lui! Fiul lui spuma lapte, lui Dora, spune. Pare bine. Îmi place și trup. Băieți, spuneți-mi, vă rog frumos, repede ne prezentăm, pentru că știți, eu am să uit. Viorel Buliga. Viorel Buliga, Buliga, așa, așa mai departe. Radu Kazak. Răduțu, așa. Ion Corețchi. Ion Corețchi, veniușă, puișor. Dar și dăm spui și păroi, așa, și suntem la ochicată, știi? Așa e, așa e, așa e la bărbat, așa e, așa e. Mai departe. Alexandru Isac. Alexandru Isac, mhm. Alexandru Isac. Alexandru Isac. El în franceză. Încă o dată. Pavlușa Cazanjă. E Cazandora Cazanjoica. Marian Midoni. Marian Midoni. Ia uite, mai totuși mie îmi place toba, dacă putem să filmăm acest... Bă, vine tu așa la mine așa. Uitați-vă cum, eu am să bat în tobă, dar mă trebuie să te prezinți, așa-i? Cu asta aici... Numai că ritmic. Ritmic, să mă înveți să bat la tobă, eu la fluir, iubesc la fluir. Nu? Așa? Așa? Sune frumos. Și de trei ori spuneți numele. Unu, doi... Vasile Mărgineanu. Eee, dar cum vine mai sănă? Nu mai, frumos, zic că eu am bătut. Vasile Mărgineanu. Sunt Vasile vin. Vin. Unu, doi... Vasile Mărgineanu. Dar de unde ești, Vasilică? Tot din Moldova. Are și un dinte de aur, Vasile. De unde e la ta aur, spune? Ei furat la femeie în ea, lor? Când eram roman. La prima femeie, am înțeles. Ia loc acolo. Mulțumesc tare, mi-a plăcut. Asta e bun, de prins părul. Da. Și ultimul nostru e invitat. Ștefan Bala, mă numesc. Ștefan, nu cumva ești fiul lui Ștefan cel Mare. Eu sunt la de femeile lui. Ok, băieți, spuneți-mi, vă rog, tare mult. Eu știți, v-am luat așa la... Eu în 2019 și mă descompun. Rochea desfașă. Ce luchică. Spuneți-mi, vă rog, tare mult, cum a fost pentru voi primele zile din 2019? Perfect, din neuitat. Practic azi abia ne-am trezit. V-ați trezit și din beții sau din și nu? Dar ce știți, spuneți? Și din sărbători, și din atmosfera asta frumoasă. Unde ați petrecut voi Revelionul 2018 și i-ați zis Edith Afiu, da va? La Pitești, în România. În România? Oh! Bună seara, România! Vă pupă, Dora, de nu vă vedeți! Bă, cine de aici sunt români? Din România este cineva? Suntem români în suflet. Corect. Și eu sunt în suflet la mine. Am înțeles, dar voi sărbătoriți Crăciunul și pe stil nou și pe stil vechi sau numai cu Europa mergem? Și pe stil nou și pe stil vechi. Așa. Și care e cel mai fain și așteptat Crăciun? Pe stil vechi. Pe stil... Dar de și? Nu știu, noi l-am întâmpinat și pe 25, tot la România, tot în Pitești. Așa, în Pitești, am înțeles. Așa. Dar pe 7 ianuarie, unde o să fiți? O să fim aici. Aici, acasă. Dar din și colțuri ale Moldovei veniți voi. Ia chiar mi-e interesant. Toate colțuri, de la nord. Da, păi, spune-ți tu cu mamucă. Heciul Nou. Cum? Heciul Nou, Raionul Sângerei. Da, Heciul Nou? Așa e. Vă pupă Dora Show. Așa este, da. Este sat? Este un sat. Sau e comună? E comună. De acolo așa bărbați frumoși iese. Da. Am înțeles, mai departe.
Toboșarul de unii, nu, eu vreau cu toboșarul, am cuvânt să o iubi el. Toboșarul din Telenești, Negurin. De unde ești? De unde ești, Matale? Bărboieni. Bărboieni? Nisporeni. Nisporeni, am înțeles. Hai, eu mai cu voi am să învăț geografia Republicii Moldova, am înțeles. Matale, domnul... Sunt din Căinari. Căinari? Ei, Căinari, am înțeles. Mai departe? Comuna Zaim. Zaim? De unde? Raionul Căușeni. Raionul, am înțeles. Suntem practic din toate colțurile Moldovei. Care sunt cele mai frumoase obiceiuri care sunt anumite de Crăciun pe stil vechi la voi în comună, în sat? Și lumea nu prea știe. Cu cine începem? Dar cum să le știi dacă nu sunt practică? Păi, dar care sunt care nu sunt mai practică? Că știu că copiii și nepoții mei, mai zic, duceți-vă cu colindul, că am mulți faci și covrigi, și bănuți, nu știu. Nu, că putea să rășii. Capra. Cu capra. Ia capra este? Anul ăsta, cu siguranță, dacă mergem cu capra, o să facem o doldură bani. Ați fost cu uratul colindat când erați mici? Da, sigur. Și cine dădea cei mai mulți bani? Bunei. Bunei. Să ne fii sănătoși, bunei. Iată de ce i-am provocat pe acești bravi băieți. Bună ziua, șerșei, trebuie să ne aduci la începutul emisiunii, Nicoleta Adam. Am spus mâna pe Eva, nu știu. I-am provocat pe băieții noștri la o provocare de zile mari. Haideți împreună cu ei. O lecție că este miz, eu am o șansă, am să-i dizmorțesc la oasă și o să revenim. Haideți să vedem prima provocare din 2019. De la o vreme, provocările Dorei nu seamănă deloc ca provocări. Membrii Brass Band au revenit în copilărie și și-au amintit cum e să umbli cu uratul și colindatul din casă în casă. Plăcere, nu alta. Noi venim să colindăm și de bine să urăm. Lăsați porțile deschise și lumini în casă aprinse. N-aveam idee ce fel de provocare merge vorba, dar deja nouă ne place foarte mult. Când ultima dată ai fost colinda? Cred că anul trecut am fost, cu siguranță. Păi desigur, toată lumea se duce. Poate nu așa cum venim noi astăzi, pentru că într-adevăr o să aveți cu siguranță un an foarte bun, pentru că așa colindători nu mai vezi de ani de zile. De urat v-aș mai ura, dar nu suntem de aici, coleace, suntem de la Mitoc, unde îngheasă apa în foc, în toc și găluștile la foc. Roasta, băi! Mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți și Dora Show să urmăriți. Roata, băi! Nea Gheorghe ne-a dat de înțeles că musafirii nepoftiți sunt cei mai așteptați, mai ales în ajun de Crăciun. Suntem mulțumiți de așa urare și primim cu un păhărus cu vin, am o șleacă, un coloșel și credeți, dacă aveți de colindat țara în lung și în lat, mai urați că credeți că ați să bucure. Să mai ții alea cu timpul să nu ne zepezească tare. Și urăm, dacă aveți de urat, urați, foarte frumos. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul. Eu sunt la Zăim, mă cheamă Marin. Și când văd un pahar de gel, scot căciula și îl închid la lui mulți ani. Dar mai dulce-i mândra mea. Au dat buzna și în curtea lui Nea Petrică, omul care se mândrește cu cel mai gustos vin din Porumbeni. Așteptăm și pe nou, și pe vechi, și pe oameni frumoși la suflet, la gând și la tete, îi primim tete vreme. Bună ziua, avem și o gospodină aici. Bună ziua! Sănora! Am venit să vă urăm, am venit să colindăm. Anul nou care a venit să vă fie fericit. Busuioc verde pe masă, să fiți gazde sănătoase. Să trăiți fericiți, să trăiți mulți ani, Dora Show să urmăriți. Mulțumim! Roată, băi, băieți! Hey! 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 Hey!
anul și la mulți ani. Este o provocare și o plăcere, e imensă, de fapt. Mulțumesc frumos pentru așa provocare. Să știți că noi pentru prima dată în așa componență plecăm să urăm lumea, să-i felicităm, de fapt. Așa că suntem foarte încântați. Mulțumim frumos! Mai vii, mai bei, păcăr eu cu vin, mai gust, mai vezi gospodina ce face, gospodarul. Vreți veniți încoace? Prins aici, pe loc. Hai, eu am spus o urătură, dar am două ore. Vasile, așa pșe. Acum e rândul tău. Păi spune-o. Zi, Vasile, o urătură. Păi spune, Vasile. Două ore asta nu e așa de mult. Ce mă frumos, să vii urătorii, să cânti, să ne dorească mult sănătate și tot. Bine, foarte bine. Mulțumim, mulțumim. Vă doresc dumneavoastră mult sănătate. Mulțumim frumos. Rămâneți sănătoasă, tot anul împrejur. Și dacă îmi treci pe aici, prin porumbenii, pe langhia voastră, o să întreb neapărat. Dacă și partid sângă sunteți? Nu suntem de la partid! Noi suntem de la Jurnal TV! A, Jurnal TV! Sunt maturi și înțeleg că fericirea înseamnă un pic mai mult decât niște bomboane. Pe timpuri însă erau gata să cutreiere satul natal în lung și în lat, doar ca să se întoarcă acasă de la colindat cu traista plină. Mi-amintesc, bineînțeles, că ningea, că era frig și cu mare nerăbdare așteptam să intrăm la bunica, că acolo în permanent era cald. Și începeam la bunica, începeam toată mahala aia, până spre seara ajungeam, nu știu unde, în altă parte a satului. Mă bucur de așa oameni primitori, cu inimă caldă, cu... chiar îmi pare bine că tradițiile merg mai în continuare, mai departe. La mulți ani, fericiți, sănătoși și sărbătorile care vin să le întâmpinați cu sufletul deschis. Iaca așa, dragii mei, să umblă cu uratul, cu colindatul, pentru că noi, din păcate, ușor uităm de tradiții, uităm de unde vinim, uităm și trebuie să facem în viața asta, și oameni, dar gata, eu tac. Dragii mei, ea chiar mă interesează și pe mine, și pe mai ales pentru doamnele astea de vârsta ușor a 14, care sunt de mult vădani, care din voi este singurel și care nu-i singurel, și așa și singurel după emisiunea Dora Show. Așa. Care nu-i însurat din voi? Dar istie, măi, uitați-mi ce e ea. Dacă am să zic eu mâna, și o să se întâmple. Încă o dată, așa. Ștefan, ești singur? Singur, da. Nu sunt surată. Dar era cu voi o domnișoară, e și eu. Sau voi special, a zis, măi, ducem la Dora și venim noi fără doamne. Costinela Toma a rămas în România de data aceasta pentru că n-a reușit să vină alături de noi. Este colega noastră, este fata cu care noi colaborăm în România și toate sărbătorile și... Costinela Toma, draga mea, adică odată în viață ai avut și tu o șansă și ai făcut riși și nu-i șansa. Am înțeles, din voi? Divorțat este vreunul, vă dă voi vreunul? Mă tale cu toboșoara? Cine-ți bate noaptea în toba? Este? Toboșoar. Acasă, cum mă cheamă pe soție? Ala. Alunicica, tare îmi place să bat la topă. Poate îmi permiți, am uia măcar de Crăciun. N-am primit cadou de la moș. Azi e ziua mea, dă-mi voie să bat o dată din topă, am înțeles. Și domnul solist, ia uitat, dă-mi un grob plan, ia uitat. Stai. Uite direct în camera numărul, așa, care e grob planul pe el. Cine ți-a scos să-i sprinșeană? Ia-mi spune mie. E ca spune, mai bărbață din ziua, de azi se pensează. Cu siguranță, păi, în special atunci când ești solist și ești în centrul atenției, trebuie să arăți prezentabil și de ce e normal că trebuie să ai grijă. O lecuțică așa, să ne penim, așa? Cu siguranță. Dai frumușel, și ca și, dar îmi place. Ia ca tu singur însurat? Și însurat, și singur. Așa e, bărbații care vor să din când în când semble cu capra, păi zic că sunt însurat, ia arată mâinile. Ia ca se vede, ia ca uitați, vedeți ce înseamnă un bărbat când îți duci la o emisiune, prezentatoarea este o doamnă frumoasă, aproape jii. Lasă inelul, băieți, spune, și mă aplauz, așa e? Ia ca uitați, dar nici unul mai dintr-înși, nici unul, 2, 4, 6, 8 bărbați
Și nici unul zis, doamna Dora, ești femeie, un gentleman, să ridici, să-mi oferi un loc, că șed. Nimic. Ei stau cu mâinile pe instrumente. Spuneți-mi, vă rog, băieți, ce planuri aveți pentru 2019? Numai nu spuneți, că facem un videoclip. Nu, vreau să mă duc la mare în Turcia, vreau la Zatoca, să mă cădă cu banana. În primul rând, vrem să vă invităm pe dumneavoastră în Italia să facem un concert împreună cu Brass Band. În luna martie. Oh my God, serios? Ciao, ragazzi, ciao, ciao. La Marto, con Brass Band, dar de ce-s doi de S? Pentru că în engleză... Vorba și aia de două ori? Am înțeles, este, așa este. Unul din planuri, alte planuri? În primul rând vine Sfântul Vasilie și ne pregătim de acest sărbător. Îl tăiem pe Vasilică Sfântul Vasilie sau nu? Sau îl tăiem pe Igoraș? Nu. Am înțeles mai departe. Vreo nuntă ceva, vreo cumătrie, vreo botez, vreo mormântare. Sunt. Da. Aveți programat tot. Am înțeles. Bravo, băieți. Modest vreau să zic, dar știți, când este o femeie puternică, întotdeauna bărbatul, cât de bărbat și cât de nașii el o lecție că se pierde. Cea mai frumoasă realizare din 2018. Pentru mine personal au fost multe. În primul rând am depus efort și s-a creat, am unit forțele și am făcut acest band frumos alături de colegul. Să înțeleg că acest band este de un an de zile? Că l-ați creat, l-ați format sau l-ați închegat? L-am închegat practic într-a doua jumătate a anului, pentru că de fapt Anatol Cazac Brass Band există deja de mulți ani de zile, doar că împreună cu mine facem altă formulă și deja... A, tu să înțeleg că tu ești iziumica bândului, tu ești cireșica, păcat că ești însurat, am înțeles. Mai avem și o fată. Pe mine nu mă interesează fiecare, lasă să stai, rămâi soro în România Mare cât stă bine acolo, lasă că eu mai descurcam. Pot, apropo, să cânt cu gura dacă trebuie. Păi v-am spus, muzică, eu pot să cânt muzică ușoară, muzică grea și muzică alternativă, da, și ușoară și grea. Care este bândul vostru sau formația voastră preferată din Occident? De unde vă inspirați? Sau... România. Totuși din România sunt multe banduri frumoase care de la ei și luăm multe exemple și încercăm să aducem ceva și în Moldova. Am înțeles, dar un solist, un cântăreț, unde că mai tot năpârlesc, așa-i. Nu sunt șeput, nu-și dau năpârlesc. Eu l-am pe Ștefan Bănică Junior. Ștefan Bănică Junior. Vrei și ca dânsul? Dar pot să-l imiți un pic pe Ștefan Bănică Junior? Că el se uită, apropo, Ștefan Bănică Junior se uită la Dora Show, că mi-a scris un mesaj, dragii mei, și zice că Dora tare îmi place de tine și neapărat cum vin în Basarabia, o să fiu la emisiune. Cu siguranță cum și o să interpretăm, de fapt, o piesă, nu? Și... Așa? O să vadă și el. O să vadă. O, Ștefănică! Dorica te pupă dulce. Ei, vorba și ea. Parcă provocarea a fost, bârfa a fost, cu colindatul ați umblat. Hai, vă rog tare. Bună ziua! Vă rog. Acum am să vă rog tare mult, dacă toți suntem împreca, încă două zile și Crăciunul pe stil vechi, colindat-o și pe Măcadora, veniți, vă rog, aici frumușel, luați-vă, fără instrumente, bărbatul nu-i bărbat, vă rog, luați-vă instrumentul. Și, dragii mei, prima colindă, cea mai bună, cea mai frumoasă colindă de la Brass Band, așa, 8 cavaleri și eu sunt solista acestui minunat band din Republica Moldova și bine! Mulți ani trăiască, la mulți ani. Să-mi pună dorință? Doar că știu. Gata acum. Și împreună să cântăm împreună cu băieții. Mulți ani trăiască Niș, mulți ani trăiască la tot Moldova, la tot pământorul ăsta. Și vă las cu Brass Band. Mulțumesc cu mult. Nu el băga în casă. Mulțumesc. Și bine înțeles. Avem, da, e ziua mea astăzi, puteți să-mi scrieți pe Facebook să mă felicitați de amărunțelul pe pagina Dora Show, dar felicitările vin cu cadou. Vă las în compania lui Brass Band. Între timp, vreau să vă zic, știi, cum ați ia, ajută-mă frumos, la acolo o sticlă de spumant. Eu întotdeauna când vin imitații la mine, zic, măi, vorba așa, cântatul, grăitul, hămăitul, pe gol, pe sec nu merge, așa că vreau să vă servesc cu o cupă de spumant, a priori wine, partenerii mei care din când în... Ui, fac un pas și 8 se deschide, fac un pas și 8 se deschide, așa, înainte de a colindă, dă făcuța cu mătranșa la mine, așa, e, dacă ești malat de atent, că ai zis din fără în neamuși păhăruțele, mai întâi dăm la solist, așteptăm 15 și... minute și pe urmă o beți și noi. Așa, băi, glumim și facem. Dora, nu poți să nu dă la băiței așa câte o asta. Așa.
La mulți ani, un an nou fericit. Mulțumesc de că ați venit la mine în emisiune. Mă duc, dar am gata, mă tochesc. Vă las în compania lui Brass Band. Vă dorește la mulți ani!